Salutare tuturor și bine că ați revenit la istoria cu Virgil, că altfel vă dați seama ce nasol ar fi fost. Stăteam aici și vorbeam singur și mă gândeam că uite mă, trece timpul și tu pauză. Fă și tu ceva de care îți pasă cu viața ta dacă tot s-a întâmplat prin gluma asta nesărată care existența umană să apar pe fața pământului. Măcar îți mai distrage atenția și poate mai înveți și ceva. Da, și cam asta e pe scurt motivația de la care a pornit treaba asta la care vă uitați acum. Ei și ușor, ușor treaba a evoluat. Dar dacă îmi spunea cu un an cineva că astăzi o să fiu un punctul ăsta, i-aș fi zis că hai mă, fi fii serios, nu crezi, totuși ești în România. Acum însă, în octombrie 2017, bilanțul arată așa. 19 episoade. La început mai slabe, apoi mai bune, sunt conștient. Peste 2700 de subscriberi, de calitate, eu în mintea mea mai pun 2 zerouri. Ăsta mi se pare nivelul. Dintre care 28 de oameni până acum aleg să mă susțină în fiecare lună din buzunarul lor. Și o veste pe care mă bucur să o împărtășesc cu voi, un premiu care arată că până și industria de digital mă ia pe undeva în serios. La sfârșitul lunii septembrie a avut loc gala Webstock Awards, cel mai important eveniment al lumii online din România, la care am fost și eu premiat, în lipsă din păcate, asta este, îmi pare rău că n-am ajuns, Locul 3 la categoria Publishing. Asta e diploma, mulțumesc pentru apreciere. Primele două locuri din categoria mea au fost ocupate de campanii ale Beat Defender și Coca-Cola. Nu-i rău. Așa că dacă ți-a pierit speranța în țara asta, gândește-te că acum 10 luni un băiat s-a apucat să facă videouri despre istorie pe YouTube. Iar acum reușește să-și plătească chiria chiar cu banii cu care îl susține comunitatea care îl urmărește și apreciază munca. Eu nu, când am o zi mai proastă și credeți-mă că... La asta mă gândesc și așa îmi găsesc motivația să mă apuc de scris, de citit, filmat și editat. Pentru că voi mă ajutați să-mi dau seama că are rost și chiar îmi dați încrederea în mai bine. Asta împotriva tuturor celorlalte chestii care s cu minus și ne bombardează constant, dar totuși e în puterea noastră să le schimbăm. De timp și muncă e nevoie, ca în orice, dar avem ceva mai bun de făcut? Gata, începe episodul 19. După cum spune și titlul, în episodul de astăzi urmărim povestea domnitorului Petru Pătrașcu, zis Cercel, o figură mai degrabă interesantă decât relevantă pentru istoria țării românești. Povestea lui o putem asemăna cu cea a lui Despot Vodă din Moldova, un lung șir de manevre și aventuri prin toată Europa care până la urmă îl vor aduce pe tron pentru nici măcar 2 ani. Petru este fiul oficial, ca așa erau mai mulți, al lui Pătrașcu cel bun și el domnitor al țării românești pentru câțiva ani la mijlocul secolului XVI. Și de aici și justificarea încercărilor sale neobosite de a revendica tronul. La vârsta de 10 ani, așa cum era tradiția de acum, tatăl său îl trimite ca garanție sultanului la Constantinopol. Ca pe viței trimis la export. Și tu te plângi la psiholog că nu se juca taică tu cu tine când erai mic, că parenting... Bă, trimis de acasă la 10 ani în fundul gol și el și fratele sunt mai mare. Doi ani mai târziu, Pătrașcu cel bun, bătrânul moare, iar cei doi frați, Petru și Pătrașcu junior, sunt exilați în insula Rodos. Apoi, exact cum spuneam mai înainte, ca pe viței, cei doi băieți al lui Pătrașcu sunt transferați și mai departe în Cipru. Fratele cel mare va rămâne aici, de unde va fi și numit Pătrașcu din Cipru. Însă Petru mai este trimis încă o stație până în Damasc. Aici, în fine, după 14 ani de captivitate, reușește să facă schema Shawshank, evadează și se refugiază la Alepo sub protecția doamnei Chiajna. Ce dracu o fi gândit, nu știu, doar Chiajna era soția fostului adversar la trona lui Tasu. Plus că în timpul ăsta ea a încercat din greu să tragă sfor pentru a-l pune pe tronul țării românești pe fiul ei. Își dă până la urmă și Petru seama de treaba asta, dă, da ce o ia din loc. Planul e simplu, să meargă în țară unde să se alieze cu boierii loiali și să ia tronul pe care acum se afla Alexandru al II-lea Mircea. Pleacă sub acoperire prin Constantinopol spre Valahia și într-adevăr găsește sprijinul câtorva boieri nemulțumiți. Complotul lor este însă de jucat. Boierii implicați executați, însă Petric al nostru reușește să scape spre Transilvania. Aici va fi protejat de voievodul Ioan Sigismund Zapoya, care rămăsese dator tatălui său Pătrașcu de pe vremea când acesta intervenise militar pentru el în tinerețe. Momentul pare să fie în sfârșit prielnic, având acum sprijinul principei Transilvaniei. Însă când să facă mutarea, zapoia de colțul. Acesta va fi înlocuit de Ștefan Batori, prietena lui Alex al II-lea Mircea, așa că Petru se șterge pe bot de domnie și ca să nu fie extradat, pleacă mai departe în Regatul Poloniei. Și aici găsește protecție la curte și promisiunea că se va interveni pentru el la poartă pentru a lua domnia. Numai că în același an moare și Regele Poloniei, și din nou planul îi aterizează în cap. Un adevărat talisman norocos pentru asta. Pe tronul Poloniei va veni un prinț francez, Henri Trois de Valois sau pe românește Henric al III-lea, care nu va face nici el mulți purici pe aici, pentru că în curând frate su, care era regele Franței, moare și el. Da, am observat și eu, se murea super mult pe atunci. Și pleacă să ia locul. Deși nu sunt dovezi scrise, probabil că Petru i-a fost introdus acum lui Henric. Pentru că vom vedea, acesta va avea un rol foarte important în poveste de acum încolo. În disputa pentru tronul polonez rămas vacant, Petru ia partea Habsburgului Maximilian, însă câștig de cauza are transilvanianul Batorii. Rămas din nou pe drumuri, Petru este primit la curtea împăratului Maximilian de la Viena și mai mult decât atât, acesta începe tratative care să-l ajute să ia domnia. Dar ghici, ce se întâmplă următorul an? Exact, împăratul moare. Cred că avea Petru ăsta un noroc la cărți, că în rest... Pe fisul lui Maximilian, Rudolf, noul împărat, adică, îl cam doare în bașchez de Petru și țara românească, așa că Munteanul o ia iar din loc. În momentul ăsta și lui Petru îi se cam luase cu gândurile de mărire și era gata să se înscrie ca mercenar în armata creștină din Malta, care lupta împotriva turcilor. Pe drum încolo însă, la Genova, dă peste niște nobili care îl sfătuiesc de bine să încerce să cânte și la masa papei. La Roma, în sfârșit, norocul îi surâde și papa Grigore al XIII-lea îl primește foarte bine și face trimitere către regele Franței, mai vechea noastră cunoștință. Henric al iii fostul rege al Poloniei. Următoarea oprire este Luvru, unde băiat bine crescut intră atât în grațiile regelui, cât și lucru nu mai puțin important, a reginei mame Caterina de Medici. În perioada șederii lui la curtea din Paris, Petru adoptă și moda purtării acelui cercel cu perlă care îl va face celebru. El intră în grupul de favoriți al lui Henric și adoptă stilul metrosexual care era în trend la vremea aia. De aici și zvonurile privind homosexualitatea acestui grup de minion, așa cum erau ei numiți zeflemitori de, de adversarii regelui. Se poate să fi fost adevărat, dar treaba lor până la urmă, nu? Doar nu mi-a băgat mie mâna în chiloți. Revenind, norocul lui Petru este că se pliază pe planurile casei regale franceze. Aceștia căutau să echilibreze raporturile de forțe în Europa, în contextul războaielor religioase care brăzdau continentul, mai ales în partea sa central-vestică. Habsburgii controlau Imperiul Romano-German și Spania, iar francezii ar fi vrut să-și ia ei Polonia și printr-o alianță cu Imperiul Otoman cu care aveau aceleși interese anti-Habsburgi să încline balanța de partea lor. Aici intervine Petru, un domnitor pro-occidental pe tronul țării romnești, însemna un aliat în plus împotriva lui Batori, care trebuia înlocuit de pe tronul Poloniei cu fratele lui Henric. Pe hârtie arăta super. Suntem în 1579. Ambasadorul francez la Constantinopol își începe manevrele, iar odată primită unda verde de la sultan, Petru o din loc de la Paris spre Bosfor. Pe drum pune și de un turneu pentru a mai strânge ceva imagine și mai ales bani, de la nobilii din Torino, Ferrara și Veneția. În mai 1581 ajunge în fine din nou la Constantinopol. Ferici nevoie mare, dădea deja autografe pe acolo, cinstea pe toată lumea în club. Numai că la turci nu merg lucrurile chiar așa pe ochi frumoși și pe cercei în nas. Mihnea, domnul la zi al țării românești, fiul răposatului Alexandru al II-lea Mircea, cotiza din greu la toți funcționarașii de pe la palat, așa că nu era de înlocuit cu una cu două. La sacii cu aura lui Mihnea, zis turcitul mai apoi când va trece la islamism, Petru ripostează cu lobby făcut de francezi. Doi ani va dura până când își dă seama că singurul mecanism funcțional la curtea sultanului este tot șpaga. În 1583, Petru pune și se împrumută de unde nimerește și începe să le umple buzunarele la automat cât în cape. Ca prin minune, sorții îi surâd deodată. Sultanul îi aprobă cererea, iar Mihnea este anunțat că trebuie să-și mute reședința la Tripoli, pentru că s-a găsit un alt conducător mai vrednic pentru țara românească. Petru Cercel ajunge în sfârșit la București ca domn al Valahiei în septembrie 1583. Timp de vreo lună îi primește pe boier la palat ca să-i depună jurământul de credință, Smolta, chestii trestii. Apoi mai e încă pe atât să trimită scrisori de mulțumire prieteni lor din occident. Și așa trece anul. În anul următor, 1584, se gândește Petru să mute capitala înapoi la Târgoviște, mai aproape de Transilvania în caz de ceva. Acolo nu prea îi place cum arată și se pune pe demolat, construit, renovat, dat cu glet, muncă multă. Luându-se cu treburile astea casnice, Petru nici nu apucă să-și dea seama că declinul lui deja a început. Birurile crescute pentru a mai plăti din datorii, boierii nemulțumiți de aerile occidentale ale domnitorului și mânăriile lui Mihnea Turcitul care își voia tronul înapoi sunt semne destule. Le citește și Petrica până la urmă și nu mai așteaptă să primească citația în poștă. Își încarcă tot ce strălucește prin casă în 43 de căruțe și o ia spre Transilvania pentru ca de acolo să scape spre vest ca românii după Revoluție. De aici, totul o ia la vale pentru Cerceal. Este jefuit mai întâi de oamenii din escorta lui, apoi ajuns în Transilvania, în loc de protecție este arestat și ținut captiv timp de 2 ani. Evadează până la urmă și caută ajutor la prietenii occidentali, care însă nu mai au timp să o ia de la capăt cu el. Se uită stânga-dreapta și, rămas fără soluții, o ia spre Constantinopol să... Sincer, nu știu să ce, că ce mai putea să spere acum? Ajuns acolo, este din nou luat prizonier și apoi expediat spre Rodos în exil. Pe drum, turcii se gândesc totuși că ar fi mai ieftin să nu mai bată drumul cu el și să încheie socotelile chiar acolo, pe corabie. Și îl pun la care cu peștii. 1590 este anul, iar pe tronul țării românești îl lăsăm pe Mihnea Turcitul. Dar ceasul ticăie. Vine episodul 20 și Mihai e după colț. Mihnea te-am avertizat. Atât pentru astăzi, mulțumesc că a stat alături de mine, nu uita să dați subscribe dacă nu ai făcut-o încă și la de Like Show. Un share înseamnă foarte mult, iar dacă îți place de mine atât de mult încât vrei să-mi faci cinste cu cafea, intră pe Patreon și vezi acolo cum se procedează. Pa, pa!